Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Metavers, voiam să vă spun. Știi ce e metaversul? Da. Metaversul, universul virtual ăla în care s-au băgat o grămadă de bani. Nentu Zuckerberg de la Facebook și-a rebotezat compania Meta, a zis că acolo o să fie de shit, o să fie nebunie, ochelari de realitate virtuală, toată lumea o să trăiască în metavers, se cumpărau proprietăți în metavers, iacturi virtuale și așa mai departe, pe bani adevărați. Asta este... aici e șmecheria. Și evident că nimic n-are niciun sens și nu pare să funcționeze deocamdată, dar... Nebunia asta cuprinde oameni de la care te aștepta altfel să aibă rațiunea la ei. Cum ar fi oamenii de la Comisia Europeană. Te gândești că ăștia, frate, ăștia sunt birocrați serioși. Cum i-o fi convins cineva pe birocrații de la Comisia Europeană, toți oamenii ăia, de la contabilitate, de la Bruxelles, de la resurse umane, nu știu ce, să bage aproape 400.000 de euro într-o platformă metavers în care au vrut să organizeze un soi de reuniune petrecere ca să explice cum funcționează Comisia Europeană. Și au venit 5 oameni. Băi, totuși a venit cineva. Da. Deci, asta a fost o petrecere metavers făcută de Comisia Europeană. Gazda a fost Departamentul de Ajutor Extern al Comisiei Europene pentru, și ideea era să-i facă pe tineri entuziasmați de Uniunea Europeană. Relatează Politico. 400.000 de euro. Au venit 5, printre cei 5 un ziarist american. Omul a scris pe Twitter că în cele din urmă a fost singurul invitat rămas la petrecere, după conversațiile inițiale uluitoare cu alți aproximativ 5 oameni care au apărut. Vestatii ăia în Qatar i-a dus capul mai departe și au adus spectatori ca să fie sigur că merge treaba bine. Fraierii ăștia de la UE, dacă le mergeau un pic mintea, aduceau și 50 de invitați. Sau dacă au văzut că nu vine lume, 50 de pakistanezi. Sunau și la nepoți, la intrați, mă, pe metavers, că avem petrecere mare de tot, ne facem de râs. Cumpărau 50 de pakistanezi să le explice cum funcționează Comisia Europeană. Sau... 44 de persoane cu tot au dat like la trailerul oficial realizat pentru petrecerea asta. Acolo erau avataruri care dansau pe muzică house pe o insulă tropicală. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat ulterior că scopul postării promoționale a fost de a crește gradul de conștientizare a ceea ce face Uniunea Europeană pe scena mondială, în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, care se află în primul rând pe TikTok și Instagram, cei care sunt neutri în ceea ce privește Uniunea și nu sunt expuși de obicei la astfel de informații. Și după părerea mea, au și rămas neexpuși la astfel de informații. Bravo, și Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.